dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Și astăzi vă invit la o prăjitură delicioasă, o prăjitură care m-am inspirat din Ikea. Deci prima dată am mâncat prăjitura asta în restaurant în Ikea și am hotărât să vă prezint și dumneavoastră pe canal genul acesta de prăjitură. Haideți să vedeți exact cum se prepară. Acum întindem o foaie de dimensiunea tăvii în care se coace. În principiu nu contează ce formă îi dați, ideea este să coacem acest blat. Blatul ăsta puteți să folosiți aluatul ăsta și la diverse fursecuri, cornulețe puteți să faceți din el. Este un aluat fragil care îl putem folosi la diverse prăjituri. Prăjitura asta se poate face și din biscuiți, gata cumpărați. Dar eu am hotărât să gătesc eu blatul și de-aia o fac. Acum, vedeți, nu i-am dat o formă foarte dreaptă, că nu mă interesează. Forma mă interesează doar blatul să-l coc. Și acum gătim crema. Adaug 250 ml de lapte, pe care le punem la fert. În alt vas adaug 2 ouă, 2 linguri de făină, 250 ml de lapte, deci în total folosim 500 ml de lapte. Și acum, ușurel adăugăm compoziția cu ou și amestecăm continuu până se îngroașă. Deci compoziția cu ou se adaugă în momentul când laptele începe să fiarbă. Când începe să facă bulbuci, atunci crema este gata. Observați, da? În acest moment se ia de pe foc. Acum, în crema aceasta, adaug 400 de grame de ciocolată albă. Ați observat, n-am pus zahăr în crema. Ținem cont că avem ciocolata foarte dulce, blatul este dulce. Mai avem crema de caramel, care la fel este foarte dulce și de-aia n-am vrut să exagerez cu zahărul în cremă. Am lăsat să fie dulceața doar de la ciocolată. Și acum trecem la montat prăjitura, checul, cum vreți așa îi spuneți. Așa, o fermentăm. Deci dacă aveți biscuiți, pasul ăsta cu blatul nu-l aveți, ați cumpărat biscuiții și treceți cu ei direct să faceți ce fac eu. Un pic mă frică, încă nu este foarte rece, dar nu contează. El se poate monta imediat. Cremele nu trebuie să fie reci-reci, deci totul merge ca pe bandă. Lucrăm cu el. Îl sfărmențăm. A apărut a treia mână. De însemn. Asta tehnicosul, cel care editează... Tehnicianul. Tehnicosul asta e în greacă. Pardon. Deci se spune mie editorul acestui canal. S-a autoservit. Adică se intitulează Mario. L-ai dat de gol. A vrut să gusti și el. Și cum e mare blatul, apropo, dacă tot l-am dat? Nu prea dulce, da, supă. Dacă cremele sunt super dulci, păi de se combine. Păi de-aia nici nu l-am făcut mega dulce, că ținem cont că avem cremele, că tu ai gustat și cremele și da. O să fie exact cum trebuie să fie. Și mai ținem cont că mai avem și cerealele astea, care și astea sunt dulci,
Deci acum adăugăm cereale. Deci aici, ca să văd ce gramaj are, ca să văd aproximativ ce gramaj adaug eu, că trebuie să las. Deci au 500 de grame. Eu acum am blat, am să adaug cam 200. Așa, deci le mai las că mai am, o să vedeți acum la blatul superior, mai adăugăm. Acum, astea, le amestecăm cât de cât să fie între ele. Și acum vom monta. O să-l fac și mai mare, că ne permite spațiu. Așa. Adaug compoziția pe care o vedeți. Și o presăm. Deci cu mâinile o presăm să fie foarte bine presată. În Ikea cu siguranță o fac cu biscuiți. Nu stau ăia acolo să joace să fac cu blat. Dar eu am zis să fac cu blat de casă. Dar v-am zis că și cu biscuiți puteți să-l faceți. Acum am să vin să pun întâi caramelul, să pun aia. Hai să pun mai bine jumătate de cremă cu ciocolată albă. Deci împărțim în jumătate crema. Așa. Punem un strat cu crema asta patiser, un fel de patiser, că eu am combinat-o așa. Visează ceva. Și acum venim cu caramelul. Așa, perfect. Și acum venim cu restul de blat. Vedeți cât de simplu se prepară? Așa. Și acum presăm foarte bine. Să se așeze și în același timp crema pătrunde bine. Și acum venim cu o altă cremă. Radu, las crema, fii atent la filmat. Domnul cameraman, vă rog frumos să vă faceți munca corect. După aia l-a lins castroane. Așa. Și acum trecem la pasul următor. Am aici 300 de grame de ciocolată neagră, în care adaug 50 ml de lapte și punem la topit ciocolata. Și acum venim cu ultimul truc al acestui desert. Știți ce interesant? Că gustul la cerealele astea, în combinație cu ciocolata, zici că sunt alune sau nucă, aduc un gust crocant foarte interesant. Și mi-a plăcut foarte mult ideea și deci am preluat-o de la Ikea. Acum că o fi gustul exact ca la Ikea sau nu, mâine o să ne zică copiii când îl testăm.
Și mergeți și dumneavoastră la Ikea, îl testați acolo, îl faceți pe ăsta și după aia îmi scrieți în comentarii. Păi, dar nu cred că la toate Ikea are același meniu. A, da? Nu știu. Cel puțin asta din Grecia. Facem reclamă la Ikea. Da, exact. Și este și gratuită, nu ne-a sponsorizat Ikea, să știți. Sponsorul principal al acestui videoclip este Cătălin. Sponsorul a fost ăsta, alături de noi de la început canalului. Exact. Susținut întotdeauna și ne susține. Acest canal este susținut și sponsorizat de către Cătălin. Așa. Ideea este să se vadă un pic biluțele astea, să iasă ele așa la suprafață. Acuș, când întindem bine, bine ciocolata. Ca să fie exact ca la Ikea, nu? Am zis că facem chec ca la ei. Nu mai știu cum se numea Radu, îți aduci tu aminte cum era scris acolo? O să ne uităm prin filmare, că noi am filmat că n-am fost acolo. Și o să-i dăm numele la titlu, va apărea numele exact ca la ei. Dar acum nu mi-aduc aminte exact cum era în meniu. Așa, și acum va merge la frigider. Eu l-am făcut seara, deci la noi o să stea până dimineață, dar vă sugerez să aveți răbdare până să-l înfulecați cel puțin 4 ore. Și acum aici lateral. Adăugăm niște bobite din astea. Bine, designul vi-l alegeți fiecare cum vă place. Eu așa vin cu o sugestie simplă ce putem face. Am să-l porționez. Eu trebuie să fiu o prăjitură crocantă. Și pe mijloc să avem crema. Haideți să vedem exact ce obținem. La întâi felia mai mare, la Ikea era mai mică, nu era așa o felie. Ia uitați-vă ce bine arată, este o prăjitură foarte crocantă. Acum hai Cătălin, o să guste el, să vedem ce ai și tăi, să ne spui dacă seamănă cu ăla de la Ikea sau e by Stella. Da. Da, ce? E super. Mai mă interesează dacă seamănă cu ăla de la Ikea. Da, seamănă, dar e mai mare și mai bun. Ai mai mult. Ăla era felia mai mică, a? Așa e. Super. Mulțumim, dragilor, că ați fost cu noi și de această dată și vă invităm și la alte rețete de ale noastre.